Colegii Studenților Basarabeni din Ploiești. Liga Studenților Basarabeni din Ploiești este o organizație non-guvernamentală, apolitică, non-profit, înființată în 2010, care are ca scop dezvoltarea studenților și elevilor veniți la studii în România și promovarea valorilor democratice între tineri. Astăzi avem această conferință de presă pentru că am început din 2013 o campanie de informare referitor la atragerea investițiilor și câștigarea proiectelor europene. Îi avem aici pe membrii Legii Studenților Basarabeni din Ploiești, Radu Ion și Grigore Demerji, la fel vicepreședinte al Legii Studenților Basarabeni din Ploiești, Adam Daniel, și reprezentanții ai administrației publice din orașul Strășeni, în care ieri a avut loc un proiect, Alina Cozurez, specialist în atragerea investițiilor, și Tatiana Călușcă, specialist în construcții. Despre proiectele pe care le-am avut în trecut, dar și planurile noastre și activitățile noastre în prezent, ne va spune întâi Adam Daniel, după care vom continua. Bună ziua! Deci, noi, studenții basarabeni, din orașul Ploiești, aflându-ne la studii într-o țară ca România, am observat anual diferite schimbări pozitive ce au avut loc în această țară și am considerat util să inițiem o campanie de informare a autorităților locale și a societății civile despre avantajele accesării fondurilor europene, despre metodele și pașii ce trebuie întreprinși pentru a le căpăta. Astfel, am început cu 2013 și prima etapă a avut loc în Răinul Criuleni, pe 31 octombrie. Și evenimentul de ieri, 19 februarie, a fost o continuare a acestei campanii. Doresc să-i mulțumesc primarul orașului Strășeni, doamnei Valentina Casian, pentru receptivitate și domnului senator Viorel Badea pentru susținere și ajutor. Despre desfășurarea proiectului și despre oamenii invitați și despre succesul acestui eveniment, ne va vorbi Demerji Grigore, care e ofer cu mine. Bună ziua! Proiectul de ieri a fost a doua etapă în cadrul campaniei Tine pentru viitor. Primul pas, cum a remarcat colegii mei, a avut loc la Criuleni și a fost un succes bine meritat. Organizația noastră, pe parcursul anului trecut, a mai organizat manifestații publice de acest gen. Cum a spus și vicepreședintele Legii Adam Daniel, anul trecut, pe 31 octombrie, am făcut un asemenea simpozium la Criuleni. Acum, continuarea la Strășeni, am organizat o masă rotundă în ajunul zilelor summitului de la Vilnius. În Ploiești am organizat această masă rotundă. Acolo au fost prezenți câțiva demnitari ai orașului, câțiva oameni politici, au fost prezenți reporteri, a fost o atmosferă plăcută. Am discutat despre parafarea acordului despre integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pot să spun că a fost o atmosferă plăcută, a fost deschis, am comunicat, a fost bine. Următoarea manifestație, Liga Studenților Basarabeni din Ploiești a organizat o degustație de vinuri basarabene în centrul orașului Ploiești, unde am stat aproape o zi întreagă și am oferit locuitorilor orașului Ploiești posibilitatea de a degusta vinul de la noi de acasă. La fel a fost un proiect de succes. Despre proiectul de ieri și cum el a fost posibil de făcut acest parteneriat între LSVP și Primăria orașului Strășeni, ne va spune Alina
Din numele primăriei orașului Strășeni, să mulțumesc pentru acest parteneriat frumos creat între Liga Studenților Basarabeni din Ploiești, care au venit cu o frumoasă inițiativă și o frumoasă campanie pentru a demara acest simpozion, la care au fost prezentate proiecte de succes în România, care vin ca un exemplu pentru cei din localitățile Republicii Moldova, precum și pentru noi în deosebi. Doamna expert Georgiana Tănase a prezentat anumite proiecte ce țin de infrastructură și agricultură, niște proiecte care au fost implementate cu succes, și anume au fost prezentate acei pași în demararea și înaintarea cererilor și propunerilor de proiect. Suntem deschiși și de a colabora în continuare, pentru că la moment demarăm anumite proiecte ce țin de localitatea noastră, în parteneriat, adică cu susținerea fondurilor naționale din Republica Moldova, și desigur suntem deschiși spre a colabora și accesa fonduri europene, având ca exemplu, desigur, România. Mulțumesc! Da, eu o să continui, cred că ce a început să spună colega mea. Vreau să spun că, în primul rând, noi ca autoritate publică, ca prim consumatori a informației care a fost prezentată ieri, chiar am acumulat foarte multe lucruri noi, cunoștințe noi. Eu, ca specialist în construcții, am adresat nemijlocite întrebări ce ține de cum sunt elaborate studiile de fizabilitate în România. Am reușit să scot în evidență acele diferențe pe care le avem în pașii ce urmează cei de peste Prut și noi în elaborarea acestor documente. Desigur, am adresat și primarii din sate, cei care, de fapt, poate întâmpină mai multe probleme decât cei din oraș, din motivul că nu au angajați specialiști care se ocupă de scrierea propunerilor de proiecte. Astfel, informația prezentată de doamna expert, doamna Georgiana Tănase, a fost destul de utilă și prin faptul că a fost posibil să primească și în format electronic acele propuneri de proiect, ulterior, ei mergând în localitate, ar putea urma acei pași bine elucidați, bine prezentați, pentru ca să meargă cu propunerile de proiect. De asemenea, pot să spun că noi, în cadrul primăriei din orașul Strășeni, deja am reușit să punem la punct un plan, anumiți pași pe care, la sigur, îi vom urma când vom ajunge în acea perioadă de preaderare. Mulțumesc! Majoritatea proiectelor care au fost prezentate ieri sunt legate de infrastructură. Deci, cum ar fi reparația drumurilor, cum ar fi reparația școlilor, instituțiilor, cum ar fi aprovizionarea cu apă și canalizare a satelor, ceea ce este extrem de important. La fel, am fost proiecte și în agricultură. Doamna expert Georgiana Tănase a prezentat și anumite exemple a unor, deci nu a unor organizații, chiar și a unor persoane care au avut proiecte de succes deja implementate în România.